Primăvara vine și cu ziua mamei. Ne-am obișnuit ca de 8 martie să asistăm la cele mai emoționante manifestări de iubire pentru mama din partea copiilor de grădiniță prin sărbările organizate an de an. Se pare că tradiția sărbărilor devine doar o amintire începând cu acest an. Asta nu înseamnă că micuții de grădiniță vor trece peste această zi ca peste o zi obișnuită. Sub îndrumarea educatoarelor, micuții pregătesc cântece și poezii dedicate celor care le-au dat viață, pe care, fără asistența mamelor, le vor recita la zi de sărbătoare. Eram obișnuite în fiecare an să sărbătorim împreună cu mămicile acest eveniment extraordinar, pentru că s-au ivit probleme. La nivel național am decis împreună cu colegele mele anul acesta să sărbătorim Ziua Femeii pe plan local, în grădiniță, fiecare grupă să-și prezinte programul, dar fără mămici. Am lucrat cu copiii diverse surprize pentru mămici pe care le-au luat și le-au dus mămicilor acasă de 1 martie. Și dacă nu e un lucru tot mai ușor pregătirea programului dedicat mamei, copiii se străduiesc și se dedică cu drag în interpretarea celor mai reprezentative cântecele și poezii pentru mama. Și credem, un mic ghiocel frumos cât să-ți avem mea, dar până la urmă moare și nu e de folos. Pe lângă programul de cântece și poezii, micuții au pregătit și alte surprize pentru mama. Chipul lor zâmbește din fotografii și insigne frumos realizate, încadrate în tematica primăverii. Totodată, prichindeii au realizat, sub atenta îndrumarea educatoarelor, mărțișoare reprezentative sub diferite forme, care să exprime dragostea pe care l-o poartă celor mai dragi ființe din lume. Ce ai lucrat tu aici? Trei flori. Da. Și de 1 martie ce ați făcut? Ce-i da mamei tale cadou de aici, de 1 martie? Mărțișoare. Da, și le-ați făcut voi? Da. Și mami ce a zis când i-ai dus mărțișorul acasă? I-a plăcut? Da. I-ai spus că l-ai făcut tu? Da. Am făcut o fundiță cu floricică și mărțișorul l-am dat mamei și i-a plăcut mult și am mai făcut ceva și i-am dat doamna Ancuța. Am pregătit niște mărțișoare pentru mamele noastre. Da? Și ce formă erau ele? Mie doamna mi-a dat să fac o inimioară și mi-a dat să fac și un mărțișor cu steluță. Un mărțișor în formă de fluture. I-a plăcut! De mapele pline de fotografii pe care sunt înscrise și versuri dedicate zilei de 1 martie se vor bucura și vor fi cu adevărat emoționate în acea zi chiar mamele micuților de grădiniță.